Bine v-am găsit la un episod. Cred că este unul dintre cele mai așteptate episoade pentru că am tot fost, fost spamat și am primit, cred că de 100-150 de ori, dacă nu mai mult, un clip ce într-adevăr circulă pe internet acum uh, și o să dezvolt pe parcursul acestui episod. E posibil să fie un episod lung, însă o să vin și cu niște dovezi, o să vin și cu niște explicații, o să vin cu argumente valide, după părerea mea, și o să fiu cât de obiectiv pot, că nu am niciun interes să mint pe cineva, nu sunt plătit de nimeni, pur și simplu, cred că sunt unul dintre puțini youtuberi care pot să facă clip de despre treaba asta și asta din simplu fapt că am foarte multe mașini, mă rog foarte multe, am 120 de mașini importate de la Adesa și pot să vorbesc din experiență, pot să vorbesc de despre gubrile pe care eu le-am cerut de-a lungul timpului de la ei, dacă am fost mulțumit, da, dacă nu, de ce. O să vă arăt cum puteți evita o țeapă. Ideea este că pe toate site-urile de vânzare auto se pot infiltra țepe și o să încep prin a spune că este vina adesa ca a lista mașina asta. O să vorbim imediat de ce. Însă, cu o verificare gratis, dealerul ce a cumpărat mașina asta putea scăpa de țeapă și, mă rog, să intrăm în pâine. Este vorba despre clipul pe care Dan de la mașina potrivită l-a făcut cu mașina asta după ce a fost importată. Mașina a fost inundată, curățată, interior pus și așa mai departe și probabil dealerul după ceva timp a observat că a fost inundată. Deși personal eu dacă aș vrea mașina asta, la primele verificări deja vedeai, o lăsam de unde îmi fusese livrată, făcut clip, trimis de și o zic în proporție de 99,9% primeam bani înapoi, poate și un gest comercial și cu siguranță își primeau mașina înapoi. Ideea este că acel clip a apărut la 4 luni aproape de când s-a licitat mașina. Ideea e că în astea 4 luni de zile nu știu cum s-a deschis cererea de despăgubire, pentru că am văzut că acolo se menționează faptul că adesa nu-și asumă. De asta nu au fost foarte multe informații oferite, dar într-adevăr asta este mașina. După cum ziceam anterior, este și vine adesa calistată această mașină, însă și pe olei se înțepe și pe mobile se înțepe și pe autoscau se înțepe. Bine, asta nu e o scuză sub nicio formă, dar ideea este că în primul rând, când îți faci cont pe adresa, se presupune că ești dealer autorizat și ai cât de cât habar despre anumite lucruri ce pot fi verificate gratis, în primul rând, pentru că mașina a fost verificată în cadrul acelui episod făcut de Dan și pe car verticală și apăreau pozele de aici. Normal că apăreau pozele de aici, pentru că mașina strict aici a fost pusă la vânzare. Deci, pe scurt, mașina a fost inundată, reparată, curățată, interior pus și mai departe. Dealerul respectiv a licitat 7800 de euro cu taxe a fost cred undeva la 8200 cu transport, undeva aproape de 9000 de euro, un x din 2010, nu știu dacă a fost la comandă, nu știu dacă l-a luat pentru revânzare. Bineînțeles, e o situație iurea, adică nu zic că e vina dealerului și nici a lui Dank a făcut clipul respectiv, însă vreau să vă arăt dacă vă apucați să luați mașini, să verificați anumite aspecte, să fiți atenți la anumite aspecte. Eu, de exemplu, n-am o mașină inundată din peste 120 importate, știu care sunt dealerii de încredere, adică nu, clipul ăsta nu este reclamă asupra nimănui, nu am nicio treabă cu nimeni, doar că consider că sunt în măsură să vă prezint mai bine situația. Așadar, este un BMW X1, are bara fața tinsă mă rog, zgârieturi normale. Dacă este uți în poza asta, să zic că nu se pare ceva foarte, foarte suspect. Încălzire în scaune, climă, Hi-Fi, volan sport, aici ar fi primul lucru la care eu mi-aș fi pus niște semne de întrebare. Pielea, care într-adevăr într-un final eu cred că nu este piele, este un interior pus, că se practică și pe noi prin țară, mi se pare foarte uzată sau stă foarte ciudat pe banchetele din spate. Personal, dacă te uiți la scaunul din față, arată mult mai bine pe scaunul din față, care s-ar presupune că e cel mai uzat scaun și cel mai desfolosit, să fie mai, nu știu, mai uzat în spate, ar fi un pic ciudat. Să zicem că n-ar fi principalul semn. Ăsta la fel, bine, poți să zici că ar fi fost o mașină și a fost inundat și el, deși, na, da, mă rog, e irrelevant. În rest, mașina, să zicem că arată bine, expertiza, după părerea mea, este făcută ok, îți făcea poze, ți-a făcut poze la ambele brief să le vezi că sunt în regulă, mă rog. Primul pas, dacă eu aș fi văzut mașina asta, cineva, cine o voia la comandă, luam frumos serie de eu am băgat-o pe Beamer, doar că am văzut că de o eroare. Dacă nu o să pot să deschid așa, dar nu mă lasă, o să le deschidem foarte frumos PDF. Serie de șasiu N47, 130 de kW, automat, tracțiune spate, 6 a 3 6 a 2010, dotările și așa mai departe. Dacă te uiți aici, mașina nu avea de fabrică încălzire în scaune, pe care aici ghiși ce o avea. Deci din start erau două lucruri și anume interiorul, o să le deschidem un PDF, în primul rând interiorul era cu piele, ăsta cu textil și n-avea încălzire în clăzire, scaune. Din start, eu săream peste anunț. Anunța la adesa, domne, mașina nu este cum e prezentată pe site, mă rog, dotările de fabrică și așa mai departe. Dar se vede clar că n-avea interiorul și n-avea nici măcar încălzirea în scaune. În rest, da, avea hi-fi, avea toate cele, dar probabil că n-a fost inundată, și s-a pus interiorul. Eu, ca și dealer, firmă și așa mai departe, treceam peste anunț din start de aici. Iar verificarea asta era absolut gratuită. Din păcate nu merg astea, uneori of camera am încercat și mergeau, dar dacă vreți căutați pe bimer se să vedeți pe interior că a fost pus. Al doilea lucru pe care le făceam dacă nu voiam totul să trec peste anunț, mă uitam jos. Niciun review, niciun dealer, nici nimic. Asta nu e o regulă, în general am mai cumpărat și mașini așa, dar au fost ok. Dar în principiu mă uit la review-urile dealerului pentru că sunt un lucru important. Într-adevăr, în rubrica de daune nu se menționează nimic. Se știe foarte bine că anul trecut au fost zone în Germania, Belgia, Olanda unde au fost inundații. Aici la fel, cine a făcut expertiza ori n-a verificat suficient, ori a fost mașina curățată bine, mă rog. De la fel, este vina adesa ca lista mașina. Dar încă o dată presupun că dacă se deschidea cererea de despăgubire în timp util, eu zic că mașina asta se putea returna fără niciun fel de problemă. Dacă ea a fost listată pe 31 ianuarie, probabil pe 3-4 a fost achitată. Pe la jumătatea lunii sau pe 20-25 februarie probabil a fost, în, a fost în țară. Deci eu zic că dacă se deschidea despăgubire, în alea 3 zile, cu siguranță se putea rezolva cumva. Deci primul pas, Bimmer Work, interiorul era pus, încrederea în era pusă, săream peste anunț, probabil nici nu mergeam încrederea scaune. Dar, mă rog, cine a fost în Belgia acolo, a fost artist, a curățat-o bine să ia ochii și a făcut o revânzare, ca să zic așa, de deci, sunt și acolo oamenilor. lor. Bun, și acum că vorbeam de review-uri. Nu, nu mai are niciun secret că mașina asta am vândut -o oricum. Eu am luat-o pe 1900 de euro. Asta, bine, strict mașina, este mașina luată strict din hub ADS, este mașina vândută de ei direct. Și cauți o mașină strict de aici, pentru că este expertize făcute foarte corect. Mergem jos. Calitatea de scriere 4 din 5. Oricum e bine. Șansele obțin o mașină 5 din 5. Atribuire în mașină 5 din 5. Timp de curs 5 din 5. Adică îți dai seama că e un dealer serios și așa mai departe. Talismanul pe care eu l-am cumpărat în 2020. Mergem frumos. Recenzii. La fel. 5 din 5, 4 din 5. Sunt dealer care au 5 din 5 la tot și aici au 1 din 5. Înseamnă că refuză oferta de obicei, dar dacă au 5 din 5 la calitatea de scriere, atribuire și așa mai departe, clar, cumpărăm. Audi Q5, o să vă prezint imediat, asta este o mașină cumpărată de mine, o avem pusă și pe Instagram și o să vă arăt imediat, pentru că foarte, foarte mulți au fost în comentarii acolo la clipul lui Dan și au zis, gata, afacerea lui Luțu de milioane de euro, că nu o să mai vândă nicio mașină, că uite ce mașină vinde adesa. Da, într-adevăr, ce să zic, oamenii în general când e vorba de ceva rău, imediat sar cu gura, adică hai să facem rău, hai să nu mai mergă bine, hai să, hai să. Deci asta este mașina, putem să o comparăm foarte simplu pozele, o vedeți aici, la fel este din Adesa. Eu cunosc chestiile astea, m-am uitat la reviewuri, am știut cine vinde mașina, dau unei zgârieturi, ce mai avea aia pe aici, o secundă, jante zgâriate, zgârieturi, bun. în rubrica de despăgubiri se menționează că dacă mașina are peste 200 de mii, nu se pot obține despăgubiri. Eu o să vă prezint, după ce o să vă arăt pozele cu ea, la mașina asta o am deschisere de despăgubire. Am deschis pentru că aici se menționa că este euro 5, iar aici se vedea poza cu actele că era euro 4. Deci mașina oricum se știa că este euro 4 pentru că va ieși ce este nacte. Doar că mie când mi s-a trimis mașina asta, e luată pentru cineva apropiat, adică nu e o problemă. Mi-a trimis mașina, te rog licitează-mi și mie că o vreau. Am licitat-o, mi-a acceptat oferta, am plătit tot ce trebuie, eu n-am stat să mă uit la poze. I-am zis sigur dacă asta e mașina, a zis că da licitează-o și aia a fost. Mă rog. Ulterior luăm frumos seria de șasiu. Se vede că este aceea serie, da? Și am deschis o cerere de respăgubire, după care vom merge imediat. Uite aici. dear Mr. Zvon, bla bla bla. Because în baza faptului că au pus o informație greșită, deci și au pus poze la acolo a fost oarecum vina mea și a clientului, că nu ne-am uitat foarte atent, dar a fost la ceva de deci genul, mai avea 10 secunde mașina, licitează la ea, adică n-am avut când să mă uite nici de pe telefon. Și, because așa, din cauza greșelii pe care noi am făcut-o, ei sunt de acord să dea refund, să trimită toți banii, 8.900 de euro. Cu referința facturii și așa mai departe. Și aici îmi spun că ar trebui să iau în vedere faptul că dacă aș opri, să zic, cumpărarea mașinii, mă rog, aș returna mașina, este scump pentru ei și că preferă să ne înțelegem altfel, că contează pe schiurile mele de dealer și așa mai departe. Deci, pentru o, uh, pentru o normă de poluare greșită au vrut să-mi dea bani înapoi, repet, pentru o normă de poluare greșită, nu pentru mașini inundate, nu pentru alte cele și am discutat și cu alte persoane în privat și pentru un parbriz le-au dat 500 de euro, uh, pentru, nu mai știu, chestii din asta, adică chiar am primit pentru o normă de poluare la fel, la o mașină mi-au dat 10 la 100 din valoare mașinii, adică sincer mă îndoiesc dacă la mașina s-a făcut, repet, în timp util și cu dovezi palpabile, o cerere de respăgubire, eu zic că adesea de asta le dea bani înapoi fără niciun fel de problemă. Adică își asumau că au listat mașina pe site cum este și normal. După care le-am mai dat eu un răspuns, dacă primim banii, mă rog, cu TVA inclus, era altă discuție acolo și au spus. Și au zis că dacă vreau banii sau așa, mă rog, și avem cele trei opțiuni. Să-mi dea compensație 150 de euro, mă rog, într-un final am primit o sumă mai mare, irrelevant. 300 de euro reduce la următoare mașină, car, return and refund, pentru preț, pentru prețul mașinii plus transport în România. Dacă pentru o de poluare mie mi s-a oferit să dau mașina înapoi, ok, o să ziceți că tu ești YouTuber și nu știu ce. Da, dar eu n-am niciun parteneria cu ei, n-am fost niciodată plătit. Când a fost de plătit o mașină sau anumite penalități, le-am plătit. Adică și am avut probleme ca și alții, am făcut despăgubiri când a fost cazul, mi-am primit banii, mi-am primit despăgubiri, am dat către clientul final. Se vede că este mail-ul cu ei, este departamentul de claimuri. Cu scuzele de rigoare că apar anumite nume aici, dar n-am altă soluție. Pentru că dacă aș fi făcut prin scrimul, ți-ar zice că... Uh, na, poate este editate. Și aici avem mașina și de când a plecat și de când a venit. Eu zic cum mașina, dacă e inundată sau ceva e suspect la ea, o vezi și nu mai cumperi. Părerea mea, nu știu. Personal v-am zis, eu peste aia treceam din start. Din păcate nu mă las să văd pe Beamer acolo. Deci da, ok, mașina a fost inundată, adesea trebuia să-și asume, dar încă o dată, dacă de exemplu cererea de despăgubire, nu știu când a fost deschisă, dacă a fost deschisă peste 3 săptămâni de când s-a importat mașina, cu siguranță n-am mai acceptat nicio despăgubire, pentru că e normal să nu mai accepti după atât timp. Este neplăcut, cu siguranță prețul real la mașină a fost mai mic dacă mașina a fost inundată, a fost curățată bine și așa mai departe cu o simplă verificare pe Bimmerwork, o verificare a dealerului și așa mai departe. Eu zic că putea evita foarte simplu să nu i țeapa asta. M-am rămas uimit de faptul că foarte multă lume gata cu Luțu, că nu mai vinde nicio mașină, că unde e Luțu, că o să te înjure, Dane, că e stricat afacerea. Nu mi-a stricat nimeni afacerea, eu am cumpărat de continuare mașini, am vândut mașini. Acum că voi ca români, în general românul când e vorba de ceva rău, gata, hops, armau, să facem rău cuiva, să sărim în sus însă vorbaia poate cu ceva timp voia și voi mașini de pe Adesa, nu zic. Mașina, da, a fost inundată, s-a văzut, dar eu zic ca un dealer autorizat, dacă știi unde să verifici și unde să te uiți, cu siguranță vedeai și... Nu, nu știu, personal nu cred că la mașina asta nu s-a acceptat returnarea vehiculului dacă să deschis despăgubire în zilele respective, cele 3 zile lucrătoare de când ridici mașina și dacă ai dus dovezile palpabile, un clip, poze, devizi, dacă e nevoie, personal nu cred. Dacă greșesc, îmi cer eu scuze, ăsta nu este un clip în care laud adesea, doar că experiențele mele cu ei mi s-au oferit returnare pentru chestii mult mai mici. Am prieteni care au cumpărat mașini scumpe și au primit returnare pentru chestii mult mai mici. Adică, după părerea mea, cei de la Adesa sunt corecți pe partea de spăgubiri, chiar dacă în ultima perioadă am luat mai mult de la alte site-uri, mașini. Asta pentru că n-am găsit pe adesa sau erau relativ scumpe și românul nu plătește mașina. Dar personal, v-am zis, eu nu cunosc să fi luat vreo mașină inundată de la ei și în general sunt clienți care pot confirma faptul că dacă, de exemplu, eu văd un anunț și mi se pare suspect, adică n are review-uri, pozele sunt suspecte, nu știu, dacă aș fi văzut bancheta asta așa la fel mi se pare ciudat, plus multe altele, sar peste anunț. Prefer decât să câștig 3-400 de euro la o mașină, mai bine să sar peste anunț. Acum că a fost inundată, repet, tu ca și dealer, printr-o simplă căutare pe Beamer Work, găseai simpla poză unde vedeai că mașina nu avea încălzire de fabrică și nu avea interiorul ăla de fabrică. E clar, la o ok, mașina mașină s mai investit niște bani. Te duci aici în partea de jos, vedeai îndutările de fabrică, aici vedeai că nu există încălzirea în scaune, îți spuneai și se întrebare. Și repet încă o dată, sunt site-uri precum mobile, OLX sau Autovit, unde cei care au site-uri nu pot să aibă control 100%. Ei bine, asta se întâmplă și la ADESA, doar că la ADESA, na. Într-adevăr, după părerea mea, mașinile sunt bune, expertizele sunt ok, dar pot fi și cazuri de genul ăsta. Dar eu zic că nu, nu cred că ar fi tolerat așa ceva și nu cred că ar fi vândut cu bună credință așa ceva. Cel puțin, v-am zis, la ce mașină am luat eu, eu sunt mulțumit de achiziții și în continuare, chiar și după ce a apărut clipul ăla, în ciuda faptului că am fost invocat acolo că gata cu afacerea mea și așa mai departe, în continuare am mai vândut mașini și oamenii care înțeleg, înțeleg. Și spun asta după ce am luat și ceva mașini, am luat și mașini de 2000 de euro, am luat și mașini de 40.000 de euro, dar repet, trebuie să fiți atent la anumite chestii, este o piață foarte toxică și eu zic că și pe mobile, și pe autoscout, și pe oleg, și pe autovit, dacă vrei o mașină bună și o pătești corect, eu zic că o găsești însă și francezii, și belgenii, și nemții, și bine, în Germania deja sunt turci, polonezi, români și așa mai departe, peste tot există samsari, peste tot există vânzături necinstiți. Acum, v-am zis, și dacă o verifici pe care vertical, dau o să-ți dea pozele astea, dar v-am zis, mare atenție la poze. Acum, nu știu exact, a fost licitația dinamică, nu știu exact ce estimare de preț a avut, de fapt, dacă aș pune la urmărire, s-ar putea să văd ce estimare a avut. Acum, bine, e, re e relevant, adică oricum ce a fost a fost acum câteva luni bune. Îmi pare rău pentru dealerul respectiv că s-a întâmplat așa, dar eu v-am zis în continuare dacă ești atent și știi de la cine să cumperi și cum să cumperi, și pe partea de despăgubiri deschizi în timp util cererea respectivă, eu zic că voi fi despăgubit pentru lucrurile normale. Recent am vorbit cu cineva a cumpărat un Renault Talisman 2018, încălzire, ventilație, masaj, head ceasuri digitale, farul LED la 12.500 de euro fără TV și mașina e 20.000 pe mobile. Și mi-a reproșat faptul, mi-a reproșat, mi-a spus că mașina nu are freon sau ceva de genul. Păi după ce o cumperi cu 3-4.000 de euro mai jos și îți place mașina și ok, chiar te plângi pentru un plin de freon de 100 de euro. Adică de multe ori nici oamenii nu au așteptări normale. Bine, mașina asta personală a fost plătită la un preț corect. Adică a plătit-o la un preț corect. Acum nu știu în ce stare este motorul, nu știu în ce stare este... Na, mă rog, ideea e că mașina inundată, nu o să mai fie o mașină normală, să zic așa, pentru că, na, probabil mai multe componente au fost afectate, probabil clima sau asta nu funcționează, nu știu exact dacă în urma clipului postat de Dan s-a schimbat ceva la cazul respectiv, acum, nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat mai departe, repet, pe final, ca să nu o foarte mult. Este vina adesa ca a mașina, adică ăsta e adevărul. Este vina celui care a făcut expertiza, a și încă o dată referitor la expertiză. Eu mă uit de multe ori la expertize să fie făcute de un reprezentant adesa. Dacă este făcută cu stegulețul ăsta în mână, este expertiză făcută de ei și sunt foarte, foarte slabe șansele ca mașina să aibă probleme ascunse sau să nu spune ceva. Adică la ăsta de l-am luat eu Uite, scria foarte clar aici jos, știam ce mașină cumpăr, zgârieturi, bla bla bla, că n-a fost curățată pentru inspecție, ăsta s-a stins imediat cum a venit mașina, am apăsat pe butonul de setare pneuri și asta a fost egr adică știam ce cumpăr. Și m-am uitat foarte frumos aici jos. Vă în zile astea, clar că deal-ul e ok. Actele la fel să fie complete, disponibil, ce profil au cauciucurile, anvelope, serie de șasuri și așa mai departe. Deci, încă o dată și pe mobile exact aceeași chestie. Uitați-vă după review-uri dealer. Dacă este un dealer foarte vag, nu sunt informații, nu sunt review-uri și așa mai departe, mai bine evitați. La fel, pe mobile nu există număr de telefon, în proporție de 99% este anunț fals. Vă va cere avans și va dispărea cu mașina. v zis, eu nu pot să concep, să concep faptul că la o mașină inundată nu s-a oferit returnarea când mie mi s-a oferit returnarea pentru absolut toți banii pe care îi plăteam cu ei, cu taxele de licitație, cu toate cele, pentru o normă de poluare pusă greșit și într-un final, mă rog, am primit o sumă de bani, clientul a fost mulțumit și a lăsat-o așa cum a picat. Nu știu, personal eu zic că... Na, este aiurea pentru dealer, bineînțeles, nu-l cunosc, n-am vorbit cu el. Este o situație pe care eu zic că într-un final, dacă nu s-a rezolvat până acum, adesea o vă rezolva, dacă nu-i prea trezut, bine bineînțeles, după atâta timp. Că nu știu exact cum a ajuns mașina, când a ajuns, când s-a deschis cererea de despăgubire, când s-a primit răspunsul, că nu știu asumă și sumă, așa, așa, așa mai departe. Dar, nu știu, cam asta e situația. Eu zic că pe partea de despăgubiri ar fi trebuit să accepte returnarea vehiculului și... Acum, nu știu când e filmat clipul, nu știu multe detalii, dar am vrut să vă prezint Personal, eu aș fi trecut peste mașina asta și cu siguranță aș fi găsit-o altă la un preț similar sau chiar mai bun și poate mai bine dotată, dar poate asta a fost mașina care i-a plăcut dealerului. Probabil n-a verificat-o pe nicăieri sau poate a verificat-o pe car vertical înainte și, na, probabil nu i-a apărut nimic. Dar asta e, este un domeniu în care există și țepe pe orice site, dar dacă știi să te ferești de ele, te vei feri. Ideea este că diferența dintre Adesa și un turc de pe mobile este că Adesa îți mai dă despăgubiri sau poate chiar îți ia mașina înapoi. În timp ce turcul, probabil dacă ești din curtea lui, nu te mai cunoaște și spune să-ți vezi de drum. Acum fiecare și ia mașină de unde vrea, cum vrea, e alegerea fiecăruia. Da, e situația situație iurea, adică sunt alături oarecum și de dealer și personal nu fac antireclamă la ADESA pentru că față de mine au fost corecții. Acum ce a fost acolo în trei, nu știu. Mă rog, așa e părerea voastră în comentarii, dacă ați avut diferite cereri de despăgubire sau diferite experiențe cu adesa să mi le spuneți și mie în comentarii. Și, na, încă o dată îmi pară pentru experiența asta a dealerului, dar eu în continuare o să continui, mă rog, o să continui în continuare, da. E destul de târziu când filmez eu și sunt destul de obosit. O să continui să iau mașini de la Adesa pentru că sunt mulțumit de ei după cum am spus și anterior, doar că mă uit foarte bine de la cine cumpăr și cum cumpăr. Personal dacă o cumpăram mașina asta și vedeam că este inundată la livrare, o porneam să se vadă kilometri că sunt cei din bord și probabil 5-6 peste cei din licitație. O lăsam acolo oprită, o duceam la hub lor, asta este mașina, Un vreau bani înapoi și o zic că îmi primeam bani înapoi. Da, nu este episodul, aștept le voastre în comentarii, Ia noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!